Să credem ceea ce am cântat și să dorim din toată inima la adunare și oriunde Domnul să ne ajute să rămânem credincioși până la sfârșit. Asta înseamnă pentru toată eternitatea să fim cu El. Continuăm să studiem o altă asemănare în Împărăția lui Dumnezeu. De data aceasta, potrivit Scripturilor, privim la Împărăția lui Dumnezeu ca la o familie, ca la o casă mare, ca la un singur neam. Familia și prin aceasta neamul sunt creații reprezentative ale lui Dumnezeu. Sunt taine cu proiecție eternă. Pentru că Dumnezeu a creat pe Adam și apoi pe Eva, nu a fost ideea lui Adam, ci a lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca familia să fie unită, de aceea cred că la turnul Babel, când au fost împărțiți oamenii în diferite direcții să împlinească porunca să umble întreaga suprafața pământului, cred că familiile n-au fost dezbinate. Pentru că tocmai din perioada aceea se specifică ideea de neam și de familie, de repartiție pe pământ. Apostolul Pavel are un cuvânt în Efeseni capitolul 3, care, deși nu avem suficiente amănunte să-l interpretăm în totalitate, evidențiază acest adevăr al originii familiei, a unității ei în gândirea divină și în perspectiva eternității. Efeseni 3, cu versetele 14 și 15. Un motiv de rugăciune, spune el, iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. De altfel, privind la familie, putem înțelege în mod foarte simplu Împărăția lui Dumnezeu. Prin prisma relației dintre doi care se unesc cu atâta drag, prin imaginea părinților care își iubesc copiii, prin dragostea care este între frați, între copilași, de când încep să priceapă, chiar și până atunci, spune, de mici, de ce nu și în dragostea bunicilor pentru nepoți, toate acestea, spune Scriptura că sunt o taină. În cer va fi o familie a Domnului și privind la imagine de până aici, va fi o familie cu membri selectați, într-un loc al reconcilierii totale, o familie în care va domni o armonie sfântă. O familie, un neam, de altfel spune Scriptura, ceea ce înseamnă o familie foarte mare, de preoți. Toți aceștia constituiți într-o casă preotească, de fapt o casă regească, atât de mare cât mulțimea de stele și cât nenumăratele boabe de nisip, după cum Dumnezeu a promis lui Avram, părintele credincioșilor. Iată ce citim în Cartea Genesa, capitolul 12, despre promisiunea lui Dumnezeu dată acestui bărbat referitor la familie și o sămânță binecuvântată, așa cum de altfel Dumnezeu a spus și la predecesorii Adam și Noe. Genesa 12, citim de la versetul 1. Domnul zise lui Avram, ieși din țara ta, din rodinea ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Iată cum se selectează familia aceasta specială. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu reia această promisiune și citim din capitolul 17, de la versetul 15, Dumnezeu a zis lui Avram să nu mai chem Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama multor neamuri.
Iată ideea aceasta de neam mare. Unor neamuri întreși, chiar împărați de noroade, vor ieși din ea. Și Dumnezeu insistă asupra acestei idei, adică ceea ce avea în plan, citim și în capitolul 22, unde din nou afirmă de data aceasta într-un mod mult mai solemn, citim de la versetul 16, când Dumnezeu a zis, pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Nici un alt bărbat, nici o altă familie n-a avut asemenea promisiuni. Și Dumnezeu ceea ce a spus în timp și în veșnicie se va vedea pe deplin, cumva împlini. Împlinirea va fi atunci când în cer ne vom regăsi în acest neam al lui Avram, al făgăduințelor, al binecuvântărilor divine. Să continuăm să privim în Cartea Sfântă la câteva imagini ale familiei, ale neamului lui Dumnezeu. Vedeți, familie obișnuie să aibă un album. Și chiar am fost undeva plecat și într-o familie mare mi s-a părut interesant ceea ce era acolo, chiar am discutat cu soția, un salon mare, erau părinții a 14 copii, parte din ei căsătoriți, veniseră acasă cu partenerii de viață, erau vreo 20 de copilași în jur, parte din ei erau necăsătoriți. Atât de bine se înțelegeau acolo copiii cât am stat, nu știai care a cui este, nu știai cine slujește, cine este la masă, totul era interschimbabil. Parcă nu văzusem până atunci o familie atât de mare în aceeași cameră și ca să fie imaginea mai completă, ne-au adus un album care pornea de la părinții unuia din cei doi care au aproximativ 50 și ceva de ani, îi prezenta la rând în diferite etape cu niște poze ce cuprindeau mult mai mult decât încăpeau în camera aceea și am văzut noi, pentru că în total erau vreo 300, dacă nu greșesc. Și ceea ce era interesant era felul în care le plăcea lor și afirmau cu bucurie, iată neamul nostru, cât este de mare. Ce bine ne simțim împreună, să ne întâlnim, dar acestea sunt doar imagini limitate. Pentru că la un moment dat bunicii nu mai erau, dintre gineri și norori sau și dintre băieți și fete erau plecați în altă parte, dar în Împărăția lui Dumnezeu va fi familia completă și asta nu doar pentru o sărbătoare. Cunosc chiar și o familie la Timișoara, au 10 copii, toți căsătoriți, plecați în toată lumea, și-au făcut surpriză părinților ce sunt încă în viață, de altfel nu sunt chiar atât de bătrâni, 60 și ceva de ani. Și pentru o săptămână au stat toți într-o stațiune. Erau câțiva zeci. Deci atât că și aceste dorințe umane evidențiază dorința noastră ca și gândul veșniciei lăsat în noi de Dumnezeu de a fi toți, de a fi împreună. Dar iar să urmărim din Biblie câteva asemenea imagini. Și vreau să vă arăt mai întâi din Cartea Genesa că Dumnezeu a creat o singură familie. Și vreau să vă imaginați dacă Adam și Eva n-ar fi murit. Și toți ceilalți ai lor n-ar fi murit nici Abel, nici Set și ceilalți. Oricum sunt evidențe de ordin științific care atestă că din punct de vedere genetic, lingvistic, există o origine comună a umanității. Dacă toți ar fi trăit, n-ar fi fost o singură familie? Cine ar fi putut să-i conteste lui Adam vreodată când el ar fi îndrăznit să spună, ăștia-s copiii mei? Cum au spus alți bunici sau străbunici. Da, toți au ieșit, spune Scriptura, citim în Fapte, capitolul 17,
versetul 26, dintr-un singur om. Că și Eva a ieșit din Adam și apoi ceilalți au ieșit din Adam și Eva. Toți sunt un singur trup, dacă vreți. Ne putem imagina umanitatea printr-un arbore imens. Adam și Eva la tulpină, stratificate celelalte generații pe crengi, pe crenguțe mai mici și ultimii copilași, floricele, ca și florile din primăvara aceasta. Un singur arbore. Citim că Dumnezeu a gândit așa și aceasta a fost o binecuvântare în Genesa capitolul 1, de la versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Parcă Dumnezeu vorbea de o singură proprietate. Da, pentru că era vorba de o singură familie. Și chiar ceea ce s-a întâmplat prin creerea Evei, când Adam a spus: este os din oasele mele și carne din carnea mea, asta a fost foarte important la început. Nu că Dumnezeu n-ar fi putut crea atunci când l-a creat pe Adam să o creeze și pe Eva. Dumnezeu a vrut ca totul să fie un simbol și dintr-un singur om să se dezvolte toată umanitatea. Citim de asemenea din Luca capitolul 3, unde avem un șir de înaintași pornind de la familia în care s-a născut Domnul Hristos. Pe arbele genealogic, mergând înapoi, și spune Scriptura în Luca capitolul 3, după ce prezintă această listă, ultimul verset 38, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Pentru că în fond este familia lui Adam, dar la origine este familia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe Adam și el a suflat în nări suflare de viață. Deci prima imagine a acelei familii din veșnicie este chiar de la început. O singură familie pentru un singur rai. Cât de mare, vom vedea la sfârșit. O altă imagine a acestui neam, acestei familii mari, este națiunea Israel. Provenită din familiile patriarhilor, pentru că Dumnezeu a ales familia lui Avram, generația următoare a lui Isaac, generația următoare a lui Iacov, și chiar dacă de acolo apar 12 familii, ele au rămas împreună. Și toate acestea au format așa numita casă a lui Israel. Sunt foarte multe referințe în Vechiul Testament unde un popor, Israel, ajunsese la milioane de oameni. Era numit casă. Să vă citesc doar câteva dintre ele. Cartea 1 Samuel, capitolul 7. Dar, repet, sunt foarte multe. Versetul 2, partea a doua. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Imaginați-vă că ar citi cineva pentru prima dată în Biblie. Ce-ar crede? A fost o familie. A fost lovită de un anume sentiment special, sacru, a început să plângă. Dar de fapt toată casa lui Israel însemna tot Israelul de la Dan până la Berșeba. Psalmul 98, citesc dintr-o altă parte a Scripturilor, versetul 3, Domnul și-a adus aminte de bunătatea crâncioșia lui față de casa lui Israel. Și apoi, ca și o perspectivă, scrie în continuare, toate marile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Pentru că urmau să fie atașate la această casă a lui Dumnezeu. Și ca să se păstreze ideea de unitate, Dumnezeu a rânduit ca în țara promisă să fie un singur templu, nu mai multe. Tot pentru a arăta
centralizarea, ba mai mult decât centralizarea, unitatea în jurul prezenței divine. Pentru că dacă e vorba de o familie, se adună la aceeași casă. Și casa aceea, cortul și apoi templu, a fost numită Casa lui Dumnezeu. Cartea 1 Împăraților, capitolul 8. Citim de la versetul 10 și observăm că aceste referințe toate sunt o umbră, spune Scriptura, ce țintesc spre ceva ce este etern. 1 Reși, capitolul 8, de la versetul 10, clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Și în mod special în perioada de construcție a ei, sunt foarte multe referire în care templul este numit Casa Domnului. Dar de ce nu a fost numită Casa Preoților? Vom vedea până la sfârșitul acestui studiu de ce îi spune Casa Domnului în primul rând și în mod frecvent. Mă citim și din cartea 1 Cronici, capitolul 9, unde sunt prezentați slujitorii și scrie aici în versetul 11 despre un preot care era mai marele casei lui Dumnezeu. În versetul 13 scrie despre alții puși în slujba casei lui Dumnezeu. În versetul 19 sunt menționați o parte din leviți și ei toți păzitori în tabăra Domnului. Tot aici, versetul 23, alți leviții și copiilor păzeau ușile casei Domnului și referințele continuă. În mod deosebit, preoții și leviții erau cei ce locuiau, dar știți că își dorea și David, deși nu făcea parte din acest trib. Ceilalți evrei aveau permisiunea și chiar porunca să fie și ei prezenți la casa Domnului la cele trei mari sărbători de peste an. Când trebuia să vină împreună cu familia și să se bucure cu cei ce locuiau acolo, cu leviții, să se bucure ca într-o familie. Cum vă pot citi doar un verset, Deuteronom, capitolul 14, hai citim totuși mai întâi și 12 cu 7 și apoi din 14, ca să înțelegem ideea. Aici, în acest capitol 12, foarte frecvent se face referiri că n-aveau voie să se adune oriunde, numai la casa Domnului. 12 cu 7. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeu vostru să vă bucurați, împreună cu familiile voastre. Și acum 14 cu 26. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori. Boi și oi, vin, băuturi, dar tot ce îți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Pentru că cea mai mare bucurie pentru familie trebuia să fie în locul acela unde veneau toate familiile, ca să rămână Israelul un simbol a unei case, a unei familii mari. Cred că este o imagine a adunării când venim toți, tot neamul. În mod deosebit, dacă este o nuntă, atunci se adună rudenile de peste tot și cu bucurie se întâlnesc toți în aceeași adunare. În Împărăția lui Dumnezeu va fi cea mai mare adunare. O altă imagine. Exod, capitolul 12. La evrei, cea mai importantă sărbătoare a fost cea a Paștelor. De altfel, de atunci începe calendarul religios, este prima lună. A fost prima sărbătoare instituită, dar interesant, spune Scriptura că la sărbătoarea aceasta fiecare casă trebuia să aibă un miel și dacă erau prea puțini să se asocieze cu alții de la alte case, și asta este tot simbolic, dar este aici un amănunt. Când sărbătoarea asta se consuma în casă, n-avea nimeni voie să iasă din casă. Pentru ca să rămână toată familia închegată, să fie toți prezenți la această sărbătoare. Exod, capitolul 12, citesc de la versetul 3. Fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.
dacă sunt prea puțini în casă, pentru un mil să-l ia cu vecinul cel mai de aproape. Și de asemenea, de la versetul 21, Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un mil pentru familiile voastre și ungheați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi pe uși cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineață. Să fie o sărbătoare a casei. Aceasta ar spune că e un simbol a părtășiei din familie. Când tata, mama și copiii se adună în jurul unui altar în numele Domnului, simbolizat atunci de miel, și cum spun versurile despre acea familie care și-ar dori să fie toată în cer, zice la un moment dat, un singur lucru m-ar îngrijora: când va lipsi de acolo cineva. Să vă mântuiască Domnul familiile. Dar până atunci să avem astfel de ocazii în casă, când ne adunăm în numele Domnului. O altă imagine o întâlnim în Cartea Levite, capitolul 25, și este dată de anul de veselie. Știți că evreii erau proprietari a unui pământ pentru 49 de ani, toate vânzările depindeau de perioada aceasta, era un fel de concesionare, și spune Scriptura aici, citim de la versetul 25, dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are drept de răscumpărare ruda lui cea mai de aproape să vină să răscumpere ce a vândut fratele său. Deci un om ajungea sărac, trebuia să-și vândă, sau era nevoie să-și vândă bucata de pământ. Dar dacă vreun din rudenii lui era mai înstărit, putea să plătească el prețul acelui cumpărător și să-i redea pământul celui care era proprietarul inițial, cel din a cărui seminție era. Scrie în continuare de la versetul 39, dacă fratele tău sărăcește lângă tine și ți se vinde ție, să nu-l pui să facă muncă de rob. Să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venitic, să stea în slujba ta până la anul de veselie. Atunci să iasă de la tine, el și copiii lui care vor fi cu el să se întoarcă în familia lui, la moșia părinților lui. Deci dacă nu era cine dintre rudenii să îi redea proprietatea asupra pământului și astfel să fie liber și să aibă un venit. În anul de veselie tot avea drept să se întoarcă. Și în acel an se întorceau toți. Au fost familii cu copii săraci care i-au dat robi. Unii care au plecat în alte părți, cum pleacă românii la muncă în străinătate. Atunci toată lumea se întorcea acasă. Și era o sărbătoare nu numai a familiei, o sărbătoare a casei, dar acasă. Noi ne adunăm în familie și ne bucurăm la sărbători, ne adunăm la casa Domnului, dar știți că încă nu suntem acasă. Noi suntem în călătoria pământească. Când ne vom întoarce la Domnul, în sensul când ne va duce El acolo în Eden, va fi sărbătoarea anului de veselie, când se întâlnește tot neamul acasă. Până atunci, străini, pribești și călători. Cum spune versul, unii se duc înspre apus, alții spre veșnicie, mai că nu suntem stătători. Toate aceste sărbători sunt umbre a ceea ce avea Dumnezeu un plan să realizeze și va realiza în împărăția Lui. Și o imagine din Noul Testament, din activitatea Domnului Hristos, Matei capitolul 13, citim despre familia Domnului Iisus Hristos, versetul 54, a venit în patria sa, a început să învețe și oamenii se mirau. Versetul 55, nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el lucrurile acestea? Deci iată că Domnul avea o familie pământească în care a crescut și care era cunoscută de vecinătate. Dar, spune Scriptura,
Citesc versiunea din Marcu, capitolul 3. Că Domnul n-a fost întotdeauna înțeles de ai lui și nu s-a putut bucura întotdeauna în mijlocul casei lui. Și se poate întâmpla asta și în vremea noastră. Marcu, capitolul 3, de la versetul 20. Au venit în casă, s-au adunat mulți, 21, rudele lui Iisus, când au zis cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că își ziceau, și-a ieșit din minți. Părerile sunt împărțite, că au fost frații lui, că au fost alte rudenii, rudele. Și scrie aici, de la versetul 31, atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui și când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El răspuns, cine este mama mea și frații mei? Și aici se identifică familia lui Dumnezeu. Apoi aruncându-și privirile peste toți ce ședeau în jurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Poate prin ce am spus până acum s-au întristat cei ce n-au familie la credință. Dar acum tot trebuie să vă bucurați. Că aveți frați și surori de credință. Și de fapt aceasta este familia. Familia de acasă e doar un simbol. Familia de aici e familia care rămâne. Adevărata familie. În care ne dorim să fie și cei de acasă. Aici Domnul a întins mâna și a arătat numai frați surori din adunare. Dar vine Scriptura, Fapte 1 cu 14. Și deja mama și frații lui sunt printre adevărații frați și surori ai Domnului Iisus. Și cum știți, Iacov, Iuda sunt frații ai Domnului, cei care au scris epistole. Oameni de bază ai bisericii din Ierusalim. Deci Domnul Hristos a identificat mulțimea credincioșilor cu o familie în care relațiile sunt gen familie naturală, în sensul părtășiei, a bucuriei, a împlinirilor. Să ne ajute Domnul și când ne adunăm aici să fim cu adevărat o familie. Ai scris să fim o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Se spune uneori că într-o familie bărbatul și femeia se înțeleg din priviri dacă nu pot să comunice totul sau audă copiii. E normal și în adunare că lăuziți de același duh să tindem spre starea aceasta. Vorba apostole, nu că am și ajuns desăvârșiți, dar asta ne dorim. Pentru că e plăcut și dulce să locuiască frații împreună, slăvit să fie Domnul. Vreau să observăm acum în descrierea acestei familii divine anumite aspecte care trebuie să fie o verificare pentru noi, să ne cercetăm dacă suntem sau nu și ce avem de făcut ca să fim cu adevărat și pentru totdeauna membri în această familie. O scurtă descriere a familiei divine. Această familie numită în Apocalipsa cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Îmi spunea un frate că s-a dus în vizită la sora lui nepocăită și ca un credincios obișnuit cu terminologia de la adunare, la un moment dat la masă s-a rugat și a spus, Doamne, binecuvântă cortul acesta. Și sora s-a sărit în sus și l-a întrebat în rugăciune, ce îmi face apartamentul cort? Beata femeie, nefiind familiarizată cu terminologia sfântă, a crezut că o jignește. Dar eu cred în expresia cortul lui Dumnezeu cu oamenii, vrea să arate că valoarea nu stă în clădirea propriu-zisă, ci în părtășia care se realizează între Dumnezeu și oameni. Apocalipsa, capitolul 21, notează în privința aceasta că cetatea lui Dumnezeu e ca o mireasă împreună cu mirele ei. Și citim de la versetul 3 și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu. Și ne-am așteptat să spună cu îngerii dacă e al lui Dumnezeu. Nu, cu oamenii.
și insistă pe ideea părtășiei de familie. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, neamul lui, familia lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Și în versetul 7 scrie de asemenea, în aceeași idee a unității de familie, cel ce va birui va moștini aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu, moștenitor, în deplină comuniune a tot ceea ce are tatăl, să aibă și fiii, cum spunea tatăl celor doi fii din Luca 15, fiule, tot ce am eu este al tău, dar trebuia, intră și tu în casă să ne veselim și să ne bucurăm. El supărat stătea afară. Pentru că asta își dorește Dumnezeu, cei de aproape și cei de departe, să intre la această părtășie sfântă. Tot despre acest scor citim în Apocalipsa 7, de la versetul 9. Vreau să observați că tot neamul într-un singur cort. Mai cu un timp în urmă, când nu existau localuri, nunțile se făceau în cort, știți? Nu încăpeau toți, nici în casa de adunare, nici în căminul cultural, sau nu se prea dădea ăsta la pocăiți. Și se făceau în cort. Și cei din lume obișnuiau să facă un cort. Și erau toți împreună. Scrie aici la versetul 9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam. Dar din orice neam asta înseamnă după turnul Babel, dar noi știm că din neamul lui Adam. Ori seminții, orice norod, orice limbă care stătea în picioare de scaun de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Tot acolo erau și îngerii. Și apoi scrie de la versetul 15, ei stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujezi și noapte în templul lui, sunt preoți. Cel ce șade pe scaun de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Cum să nu ne imaginăm o prelată. Este ideea de unitate, că Dumnezeu nu vrea să lase niciun perete. Spune, voi locuiți în prima cameră și să ne certăm, alții vor în... nu în altă cameră. Nu, toți. O familie mare. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu le va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo, în acel cort frumos. O să dați nu numai apartamentele și care avem case, casele, o să dea toți vilele, numai să aibă loc acolo, în cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Un cort pentru fii moștenitori. Spune Scriptura în Galaten capitolul 4 că și evreii până la un moment dat se hrăneau doar cu umbre. Erau nevârstnici, nu puteau să înțeleagă mai mult. Și apoi citim de la versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. La această casă a lui Dumnezeu, în acest cort, știți cine are acces? Fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face un cort pentru străini, pentru fii. Cel ce va birui, eu voi fi Dumnezeu, am citit din 21:7, și el îmi va fi fiu. Dar care vor fi fiii lui Dumnezeu? Cei născuți din nou. Iată o cheie, dragii mei. Matei, capitolul 18. Imaginea împărăției. Ucenicii au întrebat ca oamenii. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Problema nu se pune cine e cel mai mare, problema se pune cine ajunge. Și Domnul asta răspunde, nu cine e mai mare, cine intră. A luat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, cel mai mic e ținut de tata pe genunchi. Va fi cel mai aproape de tron. Care e mai mare, poate sta în picioare.
Scriptura insistă asupra acestei transformări, o nouă conceptualizare de unde se naște o nouă viață. Matei 11, tot cuvintele Domnului Iisus. De la 25. În vremea aceea s-a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tatăl, Doamne al cerului și al pământului. Motivul: pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Dar tuturor celor ce l-au crezut, că asta e descoperirea, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți, nu din carne, din sânge, de voia vreunui firii lor, a vreunui om, ci din Dumnezeu, Ioan 1 cu 12, 13. Dacă vreți să ajungeți acolo, să rugăm pe Dumnezeu prin Duhul să realizeze o naștere din nou în ființele noastre. Asta îi spunea Domnul la Nicodim, Ioan capitolul 3. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate fi vorba de împărăție. Va fi frumos în cortul acela, dar e cort pentru oameni născuți din nou. Pentru că, de fapt, asta e familia lui Dumnezeu, nu cea provenită din Adam. Aceea a fost un simbol. Familia lui Dumnezeu e cea născută din al doilea Adam și acesta e Hristos Domnul. El e cel întâi născut între mai mulți frați. Și Avram s-a mântuit prin Domnul Hristos. Spunea Domnul Hristos în Ioan capitolul 8 că a vrut să vadă ziua Domnului, a văzut-o și s-a bucurat. Nu degeaba i-a spus Dumnezeu lui Avram, trebuie să schimb numele, sare, trebuie să-i schimb numele, că și nouă ne schimbă numele și ne schimbă întreaga natură ca să ne facă părtași acestei naturi divine, acestei familii divine. Și când ești membru în familia lui Dumnezeu, ești altul. Doamne, ajută-ne! Despre aceștia a zis Domnul Iisus că e tată, mamă, frate, tată în cer, frate, soră, mamă, care fac voia Tatălui, dar cine o face? Cine e născut din Dumnezeu? Cine e născut din carne? Este carne. Cineva se lăuda odată cu băiatul și spunea ce realizări are, câte școală a făcut. Și cine a auzit a întrebat, dar a devenit cumva între timp și fiul lui Dumnezeu? Sau a rămas numai băiatul tău? Dacă e numai copilul tău și nu-i copilul Domnului, rămâne cu moștenirea ta și cu ce a mai făcut el și îl lasă la alții. Dacă e copilul lui Dumnezeu, va primi moștenirea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aici intră și cei fără copii și celibatari, scrie Isaia 56. Să nu zic că eu sunt un copac uscat, că le voi da înăuntru casei mele, spunea Domnul prin profet, un nume mai bun decât fii și fiice. Pentru că cei născuți din nou în Hristos, aici nu-i bărbat, nu-i femeie, e altă imagine, e altă familie, altă viață. Nașterea din nou înseamnă apartenență la familia divină, la cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și registrul acesta nu-i la secretarea bisericii și evidența nu-i în albumul nostru pe neam, e la Dumnezeu în cartea vieții. Acolo se trec în evidență oameni născuți din nou. De aceea să ne luptăm pentru noi și ceilalți, să ajungem să dobândim statutul acesta. Situație în care chiar dacă ar fi murit cineva, rămâne în evidențiile lui Dumnezeu. E scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Părinții noștri care s-au dus, dacă sunt credincioși, suntem liniștiți. Când suntem la unele înmormântări unde mântuirea e pe mucii de cuțit, ne este greu nu doar să alegem un text așa să nu jignim prea tare, dar în același timp să spunem adevărul, cu ce să te adresezi familiei, ce să le spui, dar unde există siguranță, acolo e pace, e încredere că Dumnezeu îi are în casa sa și aceștia rămân pentru vecii vecilor. Într-o a doua imagine, descriere, de fapt, în Împărăția lui Dumnezeu, vreau să o privim la dragoste,
care se manifestă în cel mai înălțător mod în familie. E dragoste de neam, sunt relații de prietenie, dar dragostea la nivel de familie superioară oricăror altor relații ale umanității. Ei, tocmai ideea de o singură turmă, de un popor unit, exemplifică cel mai bine aceste relații perfecte. Acolo se vor înlătura efectele turnului Babel. Amintiți-vă de asemenea că atunci când lui Nebucadnețar Dumnezeu a arătat într-un vis, Daniel capitolul 2, un chip imens și reprezenta structurile umane în componența lor cronologică, de la babilonien la ultima fiară, la anticrist, era parte de aur, parte de argint, parcă cel mai de înțeles era lutul cu pământul, numai nu se puteau uni. Și spre deosebire totală de acestea, piatra care s-a deslipit din munte era atât de strâns legată pentru că era aceeași compoziție. Și-a umplut pământul și nu s-a spart în bucățele. În schimb, chipul acela s-a sfărâmat, s-a făcut ca praful din arie. Pentru că nu degeaba e vorba în popor câte capete, atâtea păreri, fiecare țară, fiecare familie, ba și familiile se dezbină, poporile se ceartă, războaie, pentru că nu sunt uniți. N-au dragoste. Această casă a lui Dumnezeu va fi unită pentru vecii vecilor, pentru că va fi închegată, încleiată prin dragoste. Spunea Domnul Hristos, tocmai în textul că l-am citit din Marcu 3, că împărăția diavolului nu-i denuiește. În lumea aceasta există dezbinare. Împărăția lui Dumnezeu denuiește tocmai prin acest liant al dragostei. Dragostea este legătura desăvârșirii. Încearcă să-i desparți pe doi care se iubesc. Ce ai putea să-l iei ca să-i desparți? Cu ce ai putea să-i critici ca să-i desparți? Scrie în Cartea Cântărilor, de-ar da omul toate averile lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. Imaginați-vă că se duce un băiat bogat peste măsură la o fată care e îndrăgostită foc de un sărac și n-are numai hainele de pe el. Și spune, lasă-l pe el și vină cu mine, te fac prințesă, potrivit acestor versete din Cântarea Cântărilor, care va fi reacția fetei? Dispreț. Pentru că dragostea dă o împlinire și păstrează unitatea în modul perfect. Aici vă citesc Psalmul 122 și dea Domnul așa să fim și noi. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, dar de ce e această bucurie? Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Dar de ce? Până acolo se duce și când ajunge acolo nu mai vrea să meargă nicăieri. Ascultați cheia. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Dar ce înseamnă dintr-o bucată? Citim de la versetul 7. Pacea să fie între zidurile tale, liniștea în casele tale domnește, o unire perfectă. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeu nostru fac curări pentru fericirea ta. De ce este unită? Pentru că acolo sunt frații, acolo sunt prietenii și acolo e Domnul. Și acolo este dragostea desăvârșită. Doamne, ajută-ne așa să fim. Dacă iubim, suntem desăvârșiți. Dacă iubim, nu există priorități, nimeni nu se vede mai important, nu există probleme de proprietăți private, jignire, toate aceste slăbeciuni care sunt între noi sunt date de măsura noastră prea puțină de dragoste. Dar când vom fi acolo în condiții de dragoste perfectă, dorești să fii absolut împreună, acolo capacitatea noastră va fi supra-dimensionată până la cât va fi nevoie. Aici pe pământ, de exemplu, în vremea când erau familii poligame, un bărbat putea să iubească numai o femeie.
Da, acolo nu se mai pune problema în felul acesta. Dacă o femeie poți iubi numai una, că așa a lăsat Dumnezeu ca să nu fie curvie, interesant e că și copii, oricât ai, poți să iubești, nu? În povestea bunicul, a ajuns undeva într-o familie, avea 24 de copii. Și l-a întrebat pe tata, cum i-ai putut crește? Și atunci nu fiecare era cu camera lui și cu drumurile lui, că stăteau toți împreună la agricultură. Și a răspuns tata, tot cel mai mic, mai dragă. Adică cel care venea în familie primea porția de dragoste încă de la unul în plus, de la toți câți erau. Primul care s-a născut a primit numai două porții de dragoste la părinți, dar ultimul a primit două porții de dragoste la părinți plus încă 23 de la frații lui. Și când vom fi în cer, vă dați seama câte porții de dragoste avem. Să te iubească toți cum te-a iubit nevasta când te-a iubit mai mult. Să te iubească toți cum te-a iubit și părinții și bunicii, ca pe unul singur, dar acolo va fi o iubire absolut completă. O piatră ce umple pământul, acea unitate indestructibilă care arată tocmai că nu există nicio fisură, nicio îndoială, niciun gând, nimic din ceea ce este rău. Vă doriți o asemenea familie? Cine nu și-ar dori? Cine nu înțelege ceea ce e? Cine nu pricepe? Și în al treilea rând, terminologia biblică, casa Domnului, frați și surori, copiii Domnului, sunt realități prezente cu perspective eterne, dar reale. Dragii mei, când spunem casa Domnului, așa să ne imaginăm că venim la casa Domnului. Imaginați-vă că cineva ar vrea să vină la mine acasă și unul altul i-ar da telefon să-l ar întâlni. Unde merge? La casă, la fratele Iosif. Când vine la mine, înseamnă că își imaginează că vrea să vorbească cu mine, că mă întâlnește, nu? Vine la mine acasă. Ei, când vinem la casa Domnului, să ne gândim că îl întâlnim. Că venim aici la El, că avem părtășie cu El. De ce Dumnezeu a rânduit ca noi să ne numim frați și surori? Ca să ne învețe că suntem o singură familie. Mulți frați avem. Pe vremea comunistă, un frate în Oradea discuta cu un membru de partid și îi spune, băi, pocăiții veți fi exterminați în curând, noi partidul, mi se mulțește numărul, cucerim lumea, să formaseră partide comuniste și în țările occidentale. Și fratele îi spune, băi, eu nu știu cât mai merge comunismul vostru, dar să știi că unitatea noastră e mai puternică decât comunismul vostru. Și dacă vrei să-ți dovedesc, uite, plecăm în ce zona țării vrei tu. Eu mi-au Biblia și tu ia-ți carnetul de partid. Poți să-i suni pe atât, pe la organizații, pe la secretariat de partid, spune că merge. Eu când mă duc între ai mei, numai atâta zic, pacea Domnului Iisus. Toți îmi răspund și îmi zbem într-o dată. Eu nu trebuie să-mi caut gazdă, tu trebuie să-ți rezolvi de gazdă de seară. Pentru mine o să fie mai multe oferte. Frate, vină la noi, vină la noi. Dar de ce? Și alții, când au văzut cum se relaționează frații, au zis, bă, da, toți sunt rudenii cu tine. Da, ăsta e fratele meu. Uite, asta e sora mea. Dar când rostim aceste cuvinte, haide să ne silim, așa să ne și raportăm unii la alții. Ca frați la frați, surori, unii cu alții. Dar asta înseamnă să iertăm așa, Matei 8:35, dacă nu iartă cineva în toată inima pe fratele său, să nu-și imagineze că încurcă lucrurile prin cer. Pentru că odată iertați de Dumnezeu și acceptați în familia lui, s-a iertat acelui rob 10.000 de galbeni, ce rămânea lui? Să ierte pe un alt datornic pentru o beată 100 de lei, în raport cu valoarea imensă a 10.000 de talanți. Așadar, dragii mei, nu doar să dăm mâna când venim la adunare, să ne întâlnim sufletele. Nu-i greșit și o îmbrățișare și o sărutare sfântă? Știți că în epistole apostolul frecvent spune sănătate și cu o sărutare sfântă tuturor, fiecărui sfânt pe nume, în parte. Da? Eu v-am mai îndemnat și altă dată să mai trimiteți mesaje, că sunt gratis pe telefoane, cu versete, un gând frățesc. Face bine.
să întărim aceste relații frățești, despre care vă citesc în Marcu, capitolul 10. Deci nu poate fi contestat acest adevăr că noi în cer nu vom fi o familie, pentru că noi putem să dovedim că suntem deja de aici o familie. Vă spuneam de frații de la Londra că atunci când s-au dus în Siberia și s-au pus pe genunchi întrând în adunare, cei de acolo i-au lăsat să conducă slujba și când s-a raportat cineva la Moscova, a zis, de ce ați lăsat pe niște străini? A zis, fiindcă ei sunt ca noi. Dacă-s frați, pe ce ați văzut că-s frați? Că nu vorbesc limba voastră. Cum să nu ca aceeași Biblie se roagă așa ca și noi? Când ajung la adunare, spun pe genunchi, apoi cântă, se roagă în comun. Sunt frații noștri. Ne încurcă numai limba de nu ne descurcăm mai bine. Dar încerc să rezolvă problema și cu limba. Marcu 10, citind de la versetul 28, Petru a început să zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus i-a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni, deci nu sunt excepții, care să fi lăsat casă sau frat sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult case, mai cu seamă cei care umblăm mai mult, oricum am dormit în mai mult de 100 de case. Suntem în casa noastră, casa mea de la Arad, dacă mă duc în Moldova am frați casa de acolo, dacă mă duc în Bihor am casa de acolo, chiar asta cineva din greșeală mi-a format numărul, probabil am primul pe listă cu A. A, dumneata, aici când vii la noi? Avem frați peste tot. Aici, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii, holde, că m-am mâncat noi pâine de la mulți frați, cu prigoniri, că nu sunt toți din neamul nostru. Iar în veacul viitor, viața veșnică, adică familia care va trăi veșnic. În ideea aceasta mai citesc și din Evrei, capitolul 2, unde spune Scriptura că Dumnezeu a avut în plan să fim noi mulți frați și să lăudăm pe Tatăl nostru cum părinții trebuie să-și cinstească, copiii trebuie să-și cinstească părinții. Evrei 2, citim de la versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate, și acum atenți, nu doar creația fizică, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, numai fii duce, născuți din nou și frați între ei. Versetul 11, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Au să spună Domnul Iisus, frate, te trec fiori. Fiul lui Dumnezeu, regile regilor, să întâlnesc în cer și să-mi spună frate. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc. Iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Această familie cerească. Adăugăm și 1 Ioan capitolul 3, cuvinte de mare valoare, dacă le punem la suflet. 1 Ioan 3 de la versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Vedeți de ce în Noul Testament multe rugăciuni trebuie să înceapă cu acest apelativ, Tatăl, ca să ne intre bine în minte ideea de familie divină. Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă și frați. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce ne rămâne nouă? Să ne iubim ca niște frați. 4 cu versetul 20, hai și 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Asta în relația cu Tatăl. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, cum să nu, ne mântuiește, dar urăște pe fratele său, este un mincinos. Versetul 21, și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Că dragostea trebuie să se răsfrângă asupra întregii familii divine. Încheiem afirmând că pentru Dumnezeu, la dimensiunea Lui, dacă o putem numi dimensiune, că El este infinit, casa mea și împărăția mea e tot una.
Dumnezeu nu are o casă și apoi o împărăție cum au regii, familia regală și apoi poporul, nu. La Dumnezeu este o casă și o împărăție și aceasta este o singură lucrare. Și adunarea noastră poartă numele frumos Bet-El, ceea ce înseamnă Bet, casă, El, Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Aceasta v-am spus că a fost denumirea care s-a încetățenit pentru templu. De ce a fost numită casa lui Dumnezeu? De ce n-a fost numită casa preoților? Fiindcă nu preoții au valoare în această casă. Fiindcă nu leviții și cei care cântă, cum și în adunare, nu ei trebuie să merite aplaudele noastre. Lauda noastră este pentru Domnul, e casa Lui. Noi venim aici să ne închinăm înaintea Lui, să slujim cu dragă inimă, dar cel ce merită să fie înălțat între noi este Domnul. Ah, altarele tale, Doamne, Dumnezeul oștirilor! O zi în curțile casei Domnului face mai mult decât 1000? Vă dați seama, 1000 în altă parte, cât de înălțătoare este această prezență divină, casa Domnului. Adunarea a fost lăsată ca să ne învețe pe noi ceea ce este o casă a lui Dumnezeu. Este una din denumirile adunării, casa lui Dumnezeu. Numai că în această casă a lui Dumnezeu, toți cei din adunare trebuie să fie părtași sfințeniei divine și fideli dragostei frățești. Și vă citesc acum din Efeseni capitolul 2, ca ultimă cercetare înaintea Domnului, ca să ne simțim ca acasă și să rămânem în acest mediu al casei lui Dumnezeu. Efeseni 2, de la versetul 19. Așadar, voi nu sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne raportăm noi cu toți cei ce ne întâlnim la adunare. Eu am o vorbă când întâlnesc pe unii frați prin anumite adunări: mă bucur că te-am întâlnit la adunare. Pe cei ce îi întâlnesc la adunare, continui să le spun, am nădejde să-i întâlnesc în rai. Pe cine nu-l întâlnesc la adunare, mă îndoiesc să-l putem întâlni în rai. Noi suntem oaspeți, nu mai suntem oaspeți, suntem cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și un ultim pasaj biblic, Evrei capitolul 3, care ne îndeamnă la cercetare. Dacă suntem în casă, suntem credincioși, ne-am însușit regulile casei. Evrei 3, citim de la versetul 2, unde scrie despre această casă a lui Dumnezeu și Moise, care a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, a fost vretnic. Scrie apoi de la versetul 5, Moise a fost credincios în această casă, dar versetul 6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, cu condiția, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și cu alte cuvinte, încheiem slujba pe un ton de laudă. Suntem oameni din casa lui Dumnezeu, numai să dovedim aceasta. Să nu facem ocar acestei case, să rugăm pe Domnul să lase o măsură cât mai mare de duh și prin aceasta de dragoste peste noi, să iubim pe El și toată frățietatea și dacă pe pământ ne despărțim și trăim în locații diferite, în adunări diferite, vine vremea când ne vom aduna cu toți, din toate generațiile și din toate locurile, în acel cort al lui Dumnezeu, unde vor fi toți cei născuți din nou, vom fi ca El. Doamne, ajută-ne! Doamne, îți mulțumim! Amin!